Bună dimineața, copii! Numele meu este Teodora, iar astăzi vom învăța lucruri noi împreună la activitatea de educare a limbajului. Dar pentru asta vreau să vă povestesc ce mi s-a întâmplat în această dimineață. În timp ce priveam pe fereastră, am observat cum cineva se apropie de mine. Era chiar Moș Crăciun. Acesta mi-a povestit cum a părăsit tărâmul darurilor din înaltul cerurilor și cum a fost purtat de sania lui Cureni prin vântul rece până a ajuns în țara noastră. Acesta mi-a mai povestit și cum reușește el să țină minte toți copiii care fac fapte bune în fiecare an. Ascultându-l, mi-am amintit de o poezie numită Moș Crăciun, scrisă de Octavian Goga. Ce ziceți? Vreți să învățăm împreună această poezie? Ei bine, poezia noastră sună așa. Moș Crăciun, de Octavian Goga. Dragi copii din țara asta, vă mirați voi cum se poate, Moș Crăciun, din cer de acolo, să le știe toate, toate. Îngerii se uită în casă, văd și spun, iar moșul are, colo în cer, la el întindă, pe genunchi o carte mare. Cu condei de argint el scrie ce copil și ce purtare și de acolo știe moșul că-i șiret el, lucru mare. Pentru început vreau să învățăm împreună prima strofă a poeziei. Prima strofă sună astfel. Moș Crăciun, de Octavian Goga. Dragi copii din țara asta, vă mirați voi cum se poate, Moș Crăciun din cer de acolo să le știe toate, toate. Acum vreau să repetați împreună cu mine versurile primei strofe. Moș Crăciun, de Octavian Goga. Dragi copii din țara asta, vă mirați voi cum se poate, Moș Crăciun din cer de acolo să le știe toate, toate. În continuare, haideți să învățăm împreună și cea de-a doua strofă a poeziei. Aceasta sună astfel. Îngerii se uită în casă, văd și spun, iar moșul are, colo în cer la el întindă, pe genunchi o carte mare. Acum trebuie să repetați și voi după mine. Îngerii se uită în casă, văd și spun, iar moșul are, colo în cer la el întindă, pe genunchi o carte mare. Haideți să repetăm împreună versurile primelor două strofe. Moș Crăciun, de Octavian Goga. Dragi copii din țara asta, vă mirați voi cum se poate, Moș Crăciun din cer de acolo să le știe toate, toate. Îngerii se uită în casă, văd ce spun, iar moșul are, colo în cer la el întindă, pe genunchi o carte mare. Se pare că am ajuns la ultima strofa poeziei, care sună astfel. Cu condei de argint el scrie ce copil și ce purtare și de acolo știe moșul că-i șiret el lucru mare. Acum vreau să repetați cu mine versurile. Cu condei de argint el scrie ce copil și ce purtare și de acolo știe moșul că-i șiret el lucru mare. Acum că am învățat și ultima strofa poeziei, o să vă rog să repetați cu mine întreaga poezie cât de expresiv puteți. Moș Crăciun, de Octavian Goga. Dragi copii din țara asta, vă mirați voi cum se poate, Moș Crăciun din cer de acolo să le știe toate, toate. Îngerii se uită în casă, văd și spun, iar moșul are, colo în cer la el întindă, pe genunchi o carte mare. Cu condei de argint el scrie ce copil și ce purtare și de acolo știe moșul că-i șiret el lucru mare. În poezia noastră, cred că ați întâlnit niște cuvinte necunoscute. Ca de exemplu, cuvântul tindă. Tinda înseamnă prispă. Este încăperea de la intrarea caselor țărănești.
Un alt cuvânt necunoscut este cuvântul condei. Acesta înseamnă unealtă de scris. Iar în ultima strofă a poeziei ați întâlnit cuvântul șiret. Șiret înseamnă viclean. Pentru că ați învățat poezia și ați învățat și cuvintele necunoscute din aceasta, eu v-am pregătit o fișă de lucru. Voi va trebui să desenați ce vă doriți să vă aducă Moș Crăciun. Spor la lucru! Vă mulțumesc pentru participarea la activitate!